Mă numesc Drăgoi Simona Maria, am 30 de ani, m-am căsătorit în urmă cu 10 ani în Roșia Montană, am o fetiță de 4 ani, lucrez la cantina RMGC pe o perioadă determinată. Mă sperie foarte mult gândul că s-ar putea să nu mai fie prelungit contractul. Nu există altă sursă de venit. Toți sperăm că o să înceapă proiectul să fie șansa unui viitor prosper și plin de speranță. Nu ni se pare normal să plecăm în altă țară când aici se pot crea atâtea mii de locuri de muncă pentru toată zona munților Apuseni. Oamenii din zona Roșia Montană nu-și doresc decât să muncească. Află-le poveștile de viață pe scrisoare către România.ro.